în al doilea episod, că primul țin separat la așa, l-ați văzut deja, asta e, cu, stai un picior peste picior dacă vrei, stai relaxat aici la tine în garaj, pentru că plouă în ziua asta în care noi trebuie să filmăm aceste două mașini superbe și colorate, așa cum ne place nouă, nu atâta gri. Filmăm cu Alin Ciotacu. Salut, Alin! Și cu al său Nissan. E Nissan, nu? Era din Toyota Supra, dar nu e. Is that a Supra? Sau Miata. Ai reglat farurile, da? Da, la două degete. La două degete. Se confirmă. Da, e treaba. Da, al său 206 Nissan, cu motor, nu mai zic acum, că o să vă las pe el să vă povestească. Ce mașină aveai înainte? Cobra? Cobra, da. Cobra, diesel. Cobra, da, diesel 2.4. Și ce s-a întâmplat cu viața ta? Păi nu era în plan să o dau. A apărut Nissan-ul, brusc. Adică stăteam cu un client la garaj și mi-a zis că băi, vărul mi-a plecat în Spania și că a abandonat un S13 pe incinta unui service. Și a zis, bine, hai că merg cu Adi să îl văd. Vedem despre ce e vorba. Despre ce e vorba. Okay. Am văzut despre ce e vorba, picam din el efectiv, adică... Rugină. Da, abandonat din 2012 cu geamul de la șofer coborât. A intrat apă, mocheta a absorbit și s-a ales praf. Okay. Dar am dus-o la capăt. Nu. Se vede. Adică era păcat de ea să nu o salvă. Câți bani ai dat pe mașină oare? 2000 și 2300 de euro. Ai dat ceva pentru podea ruginită, aripă? Dar nu găseai. Adică ce mă uitam și ce am studiat pe tot netul, sub 8000 de euro nu găseam niciuna. Adică și am cunoștințe care au plătit 6, 7, 8000 și motorul bubuit, că au probleme și pe motor. Un 8 fiind. Un 8, ca 18-le, da. Proaste, domnule. Da, problemă la pompa de ulei. Whatever. Motorul mi l-a lăudat fostul proprietar, că a fost făcut de la zero, cu interne, cu tot, turbină nouă, radiator nou, tot, tot, tot. Și nu a mințit absolut deloc. Chiar a avut în ea. Ok. Nu a mințit. Motorul l-am vândut, instalație electrică. Ai făcut bani, ce zici? Practic mașina am luat-o gratis, caroseria, cu okay. Tot ce am vândut de pe ea. Okay. Adică eu am vândut deci motorul, instalația, cutia, tot, în valoare de vreo 2000 de euro. De ce n-ai păstrat originalul? Nu am vrut. Păi toți se... În România au zis că băi, când iese un Nissan S13 pe stradă, al doilea crapă. Ok. Al doilea crapă. Ce moare și un pinguin? Al doilea crapă și am zis că băi, eu nu vreau. Eu vreau să mă urc în ea, să-i dau cheie, să știu că am plecat. Nu contează câți cai am, câți cai fac, ce sunet, ce... Eu mașina vreau să merg. Ok. Tu fiind mecanic de profesie. Da. Bun. Adică eu nu vreau să-mi încurc elevatorul cu propria mașină. Păi nene, stai că trebuie să repar. Deci ai vrut să fie fiabil. Fiabil, da. Bun. Ai dus mașina la vopsitorie din Chigerie, nu? Da. Unde ai plătit câți bani? 3.000 de euro. 3.000 de euro vopsitorie din Chigerie, da. Interior, omul... exterior. Cred că nu a știut în ce să bagă, pentru că n-a văzut fizic mașina. Okay. I-am arătat poze. Okay. I-am arătat poze. L-ai păcălit. Nu l-am păcălit, i-am arătat realitatea. Da. Băi, asta, eu asta vreau să-mi faci, culoarea asta o vreau. Okay. Te descurci? Da, mă descurc. 3.000 de euro, nici mai mult, nici mai puțin. Bine, i-am dus-o, bucăți, chelită toată. Doar caroseria. Bun. Și chiar s-a cât a durat? O lună. O lună? Tot, o lună. De ce? I-am dus-o, nu știu, pe 1 decembrie și până de Revelion aveam mașină. Avea nevoie de bani. Da, păi a zis omul, băi, mașina asta, tot ce câștig de la ea, toți banii o să-i dau primă de Crăciun angajaților. Okay. Și așa a fost. După aia, am adus-o la garaj, STP pe toată și am început să montez piese cu piesă, să o asamblez, că am luat-o de la vopsitor fără bară, fără capotă, Ai avut toate elementele de caroserie, adică bară, prelungire, prag? Da, le-am dus, prelungirile. Astea. Le-ai avut sau le-ai cumpărat? Le-am luat din Polonia. Okay. Prelungirea la bara față, fusta asta, pragurile, bara de pe spate, prelungirea și eleronul. Ok. Le-ai vopsit cu totul. Ok. Și chiar știu că înainte de Revelion eu cu Adi mă chinuiam să punem eleronul pe spate, să vedem cum pică. N-am făcut nicio probă, la absolut nimic. La mașina asta tot ce am luat am pus... Deci polonezii băieți de treabă. Da, chiar s-au potrivit. Trimis niște piese decent. Absolut perfect, da. Ok. Interior. Interior. La interior mocheta. Cum a
luat ea toată rugina, era efectiv maro, nu mai aveam, ea a fost gri la bază. Ok. Am spălat-o foarte bine și am vopsit-o negră. Cum? Cu spray-ul. Cu spray. Cu spray negru mat. Și a ținut? Ține încă? Ține? Foarte bine, nu da. Are nicio treabă. Deci o soluție bună asta cu spray-ul, că am tot auzit. Am spălat-o bine, bine, am degresat-o și am vopsit-o perfect. Ai auzit, Marius? Dacă vrei la Toyota să-ți faci ceva negru, vreun plafon, vreo mochetă, faci pe nou. Am luat scaunele, bride, fake. Da, bine, asta... Bine, sunt rabatabile, stau pe fake-ul. Spate. Bănesc că ai ales Bride din același motiv pentru că am ales, pe care l-am ales și eu, că puteai să iei Recaro sau ceva da, aveam decent variante, la bani, da, dar da. Pentru că e mașina japoneză și am zis se pupe treaba așa și cu Takata și cu Bride și cu da, am găsit, setup-ul corect. Am găsit pe AliExpress fix tapiseria de pe scaune, dar am tapizat bancheta spate, okay. Fețele de uși, torpedou și cam atât. La interior, volan? La volan Momo. Mama? Mama? Așa, măciulie tot, mama. Aia dintre stâlpi e de Honda care susține centura. Ok. A picat la fix. Cum așa? Păi am măsurat-o, am zis că din stâlpul ăla în stâlpul ăla am atât. Și am zis că, băi, dacă e prea lungă, mai tai o scurtează Adi, dacă e prea scurt, o lungește. Și numai bine că a trebuit puțin. Ok, bun, ca să-ți prinzi centurile, nu ai planuri să iei oamenii în spate și dacă iei da, treaba lor, e și dinții lor, dantura lor. Adică... rigidizare. Ok, între stâlpi, bun. Între stâlpi. Și mai e o bară acolo, parcă. Și mai am o bară, da. Acolo se știe că e o problemă la S13, pe torsiune crapă cumva stâlpul de sus de la Haion. Ok. Și cumva au realizat bara aia în locul... Care e între amortizoare spate? E între amortizoare. Am și între amortizoare. Și între puntea de spate. Vede de sub. Vede de sub, da. Ok. Aia e de sus, de la Haion. E unde a fost centurile de fabrică. Ok. Între punctele de la centuri. Ok. Acolo ar fi avut ea o... O slăbiciune. O slăbiciune, da. În viața ei. Înțeleg. Bun, da. Deci asta e partea de interior. Zim ce roți, cu ce specificații... Roțile sunt work. Ok. De unde le-ai luat? Din Japonia, din Osaka. Păi nu le-ai luat din Polonia? Din Osaka au venit printr-un francez. Am vorbit cu el. Ok. Și ai avut încredere, ai dat banii înainte? Da. Îl știai? Da. Avea recomandări bune? Avea recomandări și am văzut că tot vinde și tot vinde și tot vinde. Băi, cum ar fi să-mi iau țeapă? Nu, mi-a luat. Super ok, omul. Mi-au venit, vreau să spun că în 4 zile mi-au adus, mi-au venit din Japonia în otopeni. Mamă, ești nebun. Așa, și din otopeni în sectorul 4, 7 zile. Tot e bine. Tot e bine, zile. Da. Dar ai, cât ai plătit pe ele oare? 6.000 de lei. 6.000 de lei. Preț de ce? Așa, în zilele noastre, că le-ai luat condiționare în jur de 500 de euro. Acum un an sau cât? Acum un an, doi? Da, da. Acum un an. Un preț decent. Acum un an, da. Pentru work? Foarte bune, foarte bune și... Ce specificații au? 9 pe spate, 10 pe spate. 9 pe față, 10 pe spate. Cu 18 sau 17? 18 sunt, da. Bun, preț bun, să da, ne dai prindere, eu nu știu ce prindere au la prezoane. Băi, n-am știut, am zis că el mi-a trimis poze. Dar aveau capacele puse și n-am avea cum să văd prezoanele. Și l-am întrebat ce dimensiune ai. Mi-a zis că 114,3. 114,3 ce? 4 sau 5? Nu știa. Nu știa. Și am zis că băi, asta e. Ce o fi, o fi. Când au venit, le-am despachetat dublă prindere. Ah, m-am scos. Da, bun. Alte lucruri ce țin de suspensie? Suspensie este un Yellow Speed din America. Le-am okay. De la un prieten, a vrut să-și facă un S13 de drift, a abandonat proiectul și el și-a adunat diferite piese și am luat suspensia de la el. Foarte bună suspensia. Cu reglaj pe duritate? Cu reglaj pe duritate, pe înălțime. Camber, plate, tot nebunile. Ok. Foarte ok. Mai ai alte brațe reglabile? Dânsa. Mai am, dar nu le-am montat. Mai am pe spate, că am vrut să-i dau minus 3 grade okay. Camber pe spate, să nu-mi atingă în aripi. Dar am un minus 2 jumate camberul și n-am probleme. Și am zis că, bă, rămân așa. N-am avut timp să stau, să le demontez, să le montez, să merg iar la geometrie. Să... Ai idee la cât a ajuns investiția oare? Am socotit undeva la 25.000 de euro cu totul. Mamă. Dar nu absolut tot.
Ok. Ce ți-ai mai adus aminte așa din ce? Lucrurile mari, cele mărunte nu le. Bun. Zine de motor. Că am ținut asta la sfârșit. De motor. Am avut mai multe idei. Ok. Ce variante? Păi, în primul rând, să încerc să-l fac pe ăla, dar am zis că nu, că am auzit de probleme. Păi mă gândeam la K20, K24 de Honda. Tu hondist. Eu hondist, am zis că, mamă, e fix ce-mi trebuie. Okay. Dar când am văzut cât costă și ce implică, am renunțat la K, mă mai gândeam la 1UZ de Toyota. Mamă. V8. Mamă. Și ăla era în plan, dar cu cutie automată, nu voiam cutie automată, vreau să trec la manuală, dar flanșa peste flanșa, ambreaje, socotel. Așa, da. Și ideea cu B204 de la Adi. Motor ieftin, foarte de SAP. Fiabil, de SAP, da. De SAP. Foarte fiabil și ieftin pe partea de tuning, adică tot ce implică, garnituri, ARP-uri, okay. Turbină, e foarte ok de modificat și ușor și scoate o performanță destul de bună. Adică el e un C20 LED de Opel, cum ar veni, dar făcut de SAP. Cumva, dar nu. Ce? Nu e. Pleacă-mă de aici. Dar nu are treabă. N-are treabă, nu? E ștanțat, e mai SAP prost. Peste tot, nu există marca Opel pe nu absolut există, nimic. Da, nici pe omufă. Dar nu. Da, păi SAP-ul e mai bun decât Opel-ul, de-aia da fac. Așa știu. Da, mă, nu. Bun. Trecând peste. Deci ai un motor de 2 litri, supraalimentat cu turbină, care dezvoltă câți cai acum? Nu am măsurat mașina, dar în jur de 350. 350 de cai. Merge cu standalone sau cu eco? Eco de fabrică. Eco de fabrică, ok. Este un englezoid, le modifică. Am strâns vreo 3 ecuri. Am făcut... Stai! Asta e, da. Am ieșit în probă cu unul, nu mi-a plăcut, am pus altul, schimbă injectoarele, schimbă... Deci n-a fost simplu. Nu a fost simplu. Păi de ce nu ți-a dat la englezoiul rețetă? Adică uite, la mine, la Nissan, avem cumva o rețetă, spune, avem cumva o rețetă, dar cu rețeta, băi, și rețeta respectivă, dacă el are admisia mai mare decât o am eu, clar la mine nu se meargă, sau intercoolerul pus altfel, nu știu, alte injectoare, altă benzină, nu compari benzina okay. din Anglia cu benzina din România, dar acum merge, e ok, e în parametri. Ai AFR? Ideal, da. Și da. Merge? E puțin bogat, okay. dar mai bine bogat și mai bine. Hai să deschidem la motor ca să vadă și Marius, că el e curios. Ce e asta? Ce e asta? Cârpă de detailing, foarte bună. Mai ștergi, nu? La astea, mai șterg, nu? Mai sunt trec, cromate, mai... văd că ai radiator. Da, mai pică un anticel, trebuie să-l ștergi. Ok. Verifici uleiul, că na, așa e cu Opel-ul. Așa e cu Opel-ul, nu? Sub. Bun, ai admisie, văd? Da, e făcută de Adi. Ok. Că ea cumva venea, clapeta venea în spate și nu aveam unde să mă duc. Și a trebuit inversat. Ok. Deci ai pus clapeta în față, ai da. Făcut admisie, ai radiator da. Custom. Ai să râzi, radiatorul ăsta, cu radiatorul ăsta am luat mașină. Serios? Deci radiatorul nou-nouț și boxele nou-nouțe. În rest mașina picai de mine. Da, mă, omul, dacă avea da, proiect implicat, să facă, da. Na, știi da, cum e, s-a terminat și... treaba. A mai mers treaba, a plecat. Ăsta a făcut tot de Adrian, nu? Nu. Cum nu? A zis, incredibil, a fost mai ieftin să-l cumperi, nu? I l-am arătat, a zis, bă, ia-l că ești mai bine. Dar ce mai e? Traseu aici a făcut de Adrian, da, nu? Tot. Traseu de apă, traseu de intercooler, admisia, downpipe-ul. Ce turbină ai? Un Pulsar GT28. Ok. PSR-ul. Ok. Fă că ai făcut și cu galben pe aici. Sau așa era ea? De brațelele. Păi am vopsit toate punțile, toate brațele, okay. poliuretan, peste tot. Așa, păi zi mă frate, ai zis că ai luat suspensie. Am pus și că mai ai niște brațe și atât. E full poliuretan toată mașina, și punțile, și puntea spate, și diferențialul tot e în poliuretan. Vă că ai și blow-off. Da, da. Și frumos, blow-off, și siguranțe ai, și servo, și aer condiționat. Aer condiționat nu e gata. E în... Nu funcționează în plan, încă? Dar... Am compresorul pus, mai trebuie trasă o conductă undeva de acolo și asta de aici, din panou. Dar a apărut motoreta în viața mea și nu...
Am mai stat să... Ce mai merg eu cu el? Oricum, eu merg noaptea mai mult cu mașină. Noaptea, vorba aia, cum ziceau aia, dom'le, vezi Big Xenon, cât costă? 1100 de euro. A, eu nu merg. Cel mai groaznic e în București când stai bară la bară, atunci simți nevoia de aer condiționat, dar în rest nu... Da. Stai că vine aia vara acum și îl faci tu să meargă. N-am simțit nevoie. Da, că simți. Urmează. Urmează, da. Da, arată clean aici, îmi place. Ce să zic? Arată bine, treabă bună. De mecanic, ca să zic așa, pasionat. Da, de ce ai furt undeva cum la ștergătoare? Da. Ce fac? Luasem foarte mult. Luasem... A fost ca instalația de brad. Îmi luasem undeva la 10 metri. Și zic, ce... Unde mai pun? Unde haide, mai pun, că mi-a trebuit pune la ștergătoare. Pune un mic acolo. Acolo. Ai regulator de presiune de benzină modificat? Sau e de, stop? De 4 bari. De Opel? Da. De da, Opel? Da, mă, de Opel. De Opel sau de Volkswagen, de ceva. De Volkswagen, mă, dacă n-ai Volkswagen. O piesă de Volkswagen, nu... Volkswagen, am piese de orice, de BMW. Da, de bravo, Volkswagen, da. Volkswagen, am... Dacă, bă, dacă funcționează, știi ce zic, e ce trebuie. E foarte și ce injector ai pus până la urmă? Injectoarele sunt de 500, mai am un set și de 900, mai am un set și de 700, dar repet, nu mi-am plăcut. Și nu le vinzi? Nu le vând, e țin să le am. Incredibil. Păi, nu știu unde mergem prin țară și aoleu, s-a ars. Aoleu, s-a ars, pun unul de 900. Lasă că-l trag din portbagaj. Lasă-mă că se duce pare turce. Da, mă, arată bine, mie îmi place ce ai făcut. Ce să zic? Foarte bine, pentru cum arăta mașina, eu știu. Da, da, da. Eu știu cum arăta mașina. Că nimeni nu mi-a zis, bă, cred că o să-ți ia câțiva ani să termin mașina. Mașina a fost gata în 7 luni. De când am luat-o până când am ajuns la primul eveniment. Ai avut piese lipsă pe care nu le-ai găsit? Care a fost cea mai greu de găsit piesă pentru mașina? Păi să spun că geamurile nu există. Nu există parbriz nou, am rupt parbriz nou, nu există. No. Nu există. Geamurile laterale de pe spate, în America, costă undeva la 700 de euro unul. Și am zis tinichigiului, bă, dacă l-ai spart, e... Te-am mâncat. E nasol. E nasol. Dă-l jos cu grijă. Dar rest, nu, găsești piese tuning peste tot pentru S3 pe mine. Da, piese de tuning, da, găsești. Piese pentru motor în Suedia găsești, fără niciun stres. Mergem acum, îi aducem pe avion ceva. Un bloc. Un bloc, o bobină. Da. Bun. Un filtru de ulei. Arată bine, să o vedem și mergând, poate este și soarele. O să tragem mai ales niște cadre frumoase, dacă nu o vedem pe ploaie. Merge pe ploaie, nu? Merge pe ploaie, merge foarte pe bine. Ploaie. Cât că are pe ploaie? Pe vreo 900. 6, 700, 800. Banda albă, bandă roșie, n-am zis de stop. Stopurile au fost o poveste că cele de fabrică sunt foarte urâte. Mai există un model Cookie. Da, da, da. Skyline, da, 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 da. Nu mi-au plăcut. Okay. Și asta le-am găsit în America. Crystal, nu știu cum model. Crystal Clear, da, ceva, probabil, da. Pică foarte bine cu mașina. Pe cât e asta? Intră pumnul? E de 100 și 100. 100 și. 100 și e mare. 100 și. Bun, aici e asta făcut, tăiat, nu? Nu, e... Este suportul de număr original, dar eu ca okay. Să-i pun prelungirea trebuie să îl tai. Da, că prelungirea e până la jumătate. Nu m-a dus capul înainte, cap, el are un, niște suporți aici, sunt niște gaură, sunt două găuri în bar. Da. Și n-am ce să fac, a trebuit să-l pun. Da, ce are, că nu e. Arată foarte bine, negru. Nu e un deranj, ăsta e ducktail-ul de care ziceai tu că nu l-ai, da. Nu l-ai probat. Ăsta a venit din Lituania. Asta okay. Din Lituania, n-a venit cu kitul din Polonia. În kitul din Polonia avea un ductile, era foarte agresiv, foarte mare și am zis că băi, nu pot să-mi pun așa ceva. Mai aveam o variantă să-mi pun și aripile. Adică având aripile lățite, mergea un ductile mai mare, dar nu... Am zis, băi, dacă ar fi să ruginească aripile, îi pun de fibră, lățesc și... E păcat, nu cred că o să ruginească. Nu cred, nu, 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 s-a menținut foarte bine într-un an. Nu, a umflat vopseaua, nu... Om, să o vedem în mers și să o auzim câte să facem și cu evacuarea, să brum, 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 brum.